Superliga vă este oferită de Superbet. Castreda, cupele europene la acest sezon, plus aceasta a treia reușită imensă pe care a avut-o Botoșani. Ce bine se joacă faza. Mai lat, iată ce pasă. Aici l-a credea din prima. Preluarea asta i-a compromis șansa. Bine, intervenția este minunată a lui Tocmai, care o citește de la început până la sfârșit. Știe exact unde o să tragă. Zice acolo direct cu piciorul și le blochează fata asta. Ce paradă! Și era să-l ajute la urmă Sadicu pe companie. Ia-te!
Edjuma din nou, iarăși distribuie foarte bine David Popescu. Batac este lângă el, șutul în vinclu, chiar acolo la ratând, iată, a doua sa șansă de gol în această partidă. Da, această partidă a dat bine, a dat tare, a dat plasat. Era pe minge, Bab, dar nu sunt sigur că putea să... Și ce meci va fi acela cu CFR Cluj. Haideți să vedem aici această acțiune. Popescu pleacă la învăluire, Radunović. Popescu ține cam mult de minge, dar o pasează bine la Olaru, care ratează fără discuție victoria pentru FCSB. Olaru trimite în finalul de meci. Este incredibilă ratarea. Iată FCSB cu patru jucători în interiorul careului. Olaru are toată poarta la dispoziție. E drept, e și Pap acolo, dar îl căuta să se împingă în el și eventual să obțină un penalti. Iată-l acum pe Olaru. Olaru se demarcă bine. Omrani. Olaru din nou cu stângul, din nou alături. Căman a lăsat avantaj, după care îi dă cartonaș galben tânărului Pante. M-a așteptat Vaure, drept, nu foarte mult, mi se pare puțin. David Niculescu, Omrani, Edjuma, înscrie, dar cred că este offside. Este offside, într-adevăr. Vizor. Nu câțiva metri. Unghiul nu ne ajută sub nicio formă. Da, sunt câțiva metri. A, de fapt, uite cum se schimbă când...